Bună ziua, dragi cititori! Herald, iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a pastilei de lectură cu o nouă campanie frumoasă inițiată de editura Herald, Școala Părinților Implicați. Campanie care va dura de pe data de 11 până pe data de 19 mai. Venim înaintea dumneavoastră cu multe recomandări de carte din colecția Parentaj, de asemenea cu subiecte interesante în ceea ce privește gestionarea relației cu copiii noștri în această perioadă, în acest context, dar și cu invitați speciali. Azi, alături de noi, Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ și pozitivist, vorbind despre adolescență, despre provocările adolescenței și despre o carte minunată și aș putea să spun fără ezitare și despre un autor foarte drag nouă, autor despre care am tot vorbit și în contextul altor recomandări de carte din alte colecții din portofoliul editurii Herald. Este vorba despre Daniel Siegel cu cartea Vâltoarea minții, puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență, carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald, așa că nu uitați îndemnul de a intra pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, și acolo găsiți în cadrul campaniei Școala Părinților Implicați cărțile din colecția Parentaj pe care doriți să le citiți. Aș putea spune despre această carte, pentru că noi am mai povestit pe acest subiect provocările adolescenței. De altfel, în luna decembrie am făcut și un eveniment. În sfârșit, o carte care explică adolescența cu adevărat și aș mai adăuga eu o carte care trebuie citită de toți cei care trăiesc alături de adolescenți, că vorbim despre părinți, că vorbim despre bunici, că vorbim despre profesori, chiar cadrele. Și cred că, Sorin, nu numai despre cei care trăiesc alături de adolescenți, dar cred că pentru fiecare dintre noi care am fost la un moment dat adolescenți, poate e important sau de multe ori ne poate ajuta să înțelegem, chiar dacă retrospectiv, niște lucruri care în momentul respectiv nu erau la îndemâna noastră și poate și pentru cei care se pregătesc să întâmpine viața alături de un adolescent. Și cred că e chiar mai bine dacă putem să facem asta înainte, să știm la ce să ne așteptăm, exact, de fapt. Să știm ce se întâmplă în creierul unui adolescent și să fim cumva pregătiți de toate aceste schimbări, nu că nu degeaba cartea este Vâltoarea minții, da? Se întâmplă niște lucruri care vin intempestiv și cu o putere destul de mare și dacă noi suntem obișnuiți de regulă copiii să fie ascultători sau până la un punct să avem un impact direct, să știm că am făcut ceva și vedem imediat la copil că el se modelează sau imită sau respectă ceea ce facem, în perioada asta vom avea niște momente în care va fi nevoie să știm cum să gestionăm tocmai această vâltoare, această luptă neașteptată cu copilul și copilul cu el însuși, de fapt. Și exact cum spuneai și tu, pentru părinții care au copii în perioada pubertății, să spunem 12, 13, 14 ani, o carte extrem de utilă pentru a ne pregăti cumva pentru ceea ce urmează pentru perioada adolescenței și, așa cum ne-a obișnuit Daniel Siegel, o carte, ne-a obișnuit Daniel Siegel în toate cărțile lui, o carte care abundă cu multe sfaturi practice și studii de caz. Și foarte, cred că un lucru foarte important și cred că e un lucru pentru care eu îi apreciez foarte mult pe majoritatea autorilor care nu sunt scriitori ca și
vocații sau ca și profesia aleasă, ci care aleg cuvântul sau aleg să publice cărți prin care să transmită din lucrurile pe care ei le descoperă, cum de exemplu face Daniel Siegel din neuroștiințe, din cercetare, și să transpună în cuvinte care să fie simple și foarte ușor de înțeles și comune, astfel încât să aibă un limbaj accesibil pentru oricine. Nu, da, să, că ce face el și motivul pentru care cred că mie mi este foarte drag, este că ceea ce spune el este ușor de înțeles pentru un specialist, dar este absolut ușor de înțeles pentru orice părinte sau pentru orice persoană care dorește să înțeleagă ce se întâmplă în creierul unui copil fără să aibă, nu știu, informații de anatomie, neurologie, adică să nu intre în tot ce e, știi, de desubt, e ca la un film, știi, te uiți la film și vezi ce se întâmplă, chiar dacă în spate, da, echipa de producție sunt sute de oameni, dar pe tine nu te interesează ce se întâmplă acolo, atâta timp cât filmul poate să, sau cartea, sau, știi, mesajul ajunge la tine cu ceea ce, cu informația de care ai nevoie. De ce este adolescența o perioadă provocatoare pentru părinți? Pentru că mie mi-a plăcut un lucru pe care tu l-ai spus în contextul altor întâlniri pe care noi le-am avut și la pastila de lectură, dar și la atelierele pe care le-am ținut împreună. Faptul că niciodată un părinte nu se poate pune în pielea adolescentului și nici invers, pentru că există această prăpastie, să-i spunem, sau distanță între generații, niciun adolescent în pielea părintelui și e greu să găsească acel numitor comun. Și ai tu o expresie, mie îmi place foarte, foarte mult, când părintele vine și spune: ei, știi, dar eu când eram la vârsta ta, parcă eram un pic mai liniștit, mai responsabil, mai potolit, mai asumat, nu știu, citeam mai mult, învățam mai mult și așa mai departe. Ori, uite, vezi, tu nu urmezi acest model parental pe care bietul copil îl înțelege, îl aude doar din gura părintelui, pentru că el nu a fost în locul părintelui ca adolescent ca să înțeleagă toate aceste mecanisme și toate aceste transformări, până la urmă, așa cum vorbește și Daniel Siegel. Da, păi cred că principalul motiv de dispută sau dificultatea părinților este că una este să te raportezi la cum erai tu ca și adolescent cu vârsta, cu experiența, cu maturitatea pe care o ai la, nu știu, 30 și ceva de ani, 40 de ani, 50 de ani, dar uitându-te în spate. Și în alt context istoric. Nici o perioadă socială nu seamănă una cu alta. Dar mă refer strict la experiența individuală și subiectivă, da? Eu, într-un fel, mă văd pe mine acum și, într-un fel, pot să mă raportez la adolescența mea cu informațiile pe care le am acum și altfel am trăit cu informațiile pe care le aveam atunci. În timp ce copilul, da, este prima dată, el este adolescent, el acum trăiește tot ceea ce se întâmplă. Apropo de cum spune Siegel, dacă în perioada asta adolescenței este cea mai multă activitate la nivel neuronal, da? Totul se schimbă, totul este în mișcare, de aici și vâltoare. Da? Este foarte greu să-i ceri copilului ceea ce de obicei părinții așteaptă de la adolescenți, pentru că îi văd un pic mai maturi, sunt capabili să aibă un discurs, să-și argumenteze părerile, opiniile, acțiunile, și atunci părintele se așteaptă de la el să fie consecvent, să înțeleagă logic, să facă niște lucruri, pentru că înțelege, știi, cauză-efect. Ai făcut asta, asta e consecința. Pentru adolescent, în schimb, este atât de multă presiune și atât de multă schimbare în interior, încât s-ar putea ca într-o zi el să fie într-o anumită stare și în a doua zi să fie în cu totul altă stare sau chiar de la un moment la altul. Și pentru părinte este greu cumva, dacă nu se poate
duce, știi că asta e, nu se poate duce în el însuși să-și amintească cum a fost să fie adolescent, nu pentru a-i spune copilului cum e, sau nu pentru a-l compara pe copilul adolescent cu propria adolescență, ci pentru a intra ei în contact cu această perioadă care a fost tumultoasă, care, cum spui tu, da, a fost într-un anumit context, da, care cu siguranță, oricât de multe asemănări sunt, 20-30 de ani, un număr de ani de la o adolescență la alta, este cu totul altceva. Dar resursele pe care le au tinerii din ziua de astăzi sunt altele. Că ai spus de citit, dacă eu ca părinte, da, părinte de adolescent, îi spun copilului, a, păi când aveam eu vârsta ta, păi știi cum citeam, mâncam cărțile, le mâncam. Da, bun. Întrebarea este, ce alte resurse aveai? Dacă n-ai fi mâncat cărțile, care erau, ce puteai să faci? Ce alternative? Ce puteai să faci? Da? Și nu făceai. Te întâlneai cu colegii și adolescentul tău sigur face asta. Da? Ei au o resursă în plus, de exemplu, acum. Da? Au tehnologia, au internetul, au accesul la informație pe care tu îl luai din cărți, ei îl iau din filme, din seriale, din vloguri, din bloguri, din discuția cu alți oameni, în modul ăsta. Da? Este cumva, deși societatea se schimbă constant, noi ca oameni nu ne schimbăm atât de profund, în sensul în care de mii de ani nevoile noastre emoționale sunt cam aceleași. Da? Chiar dacă modul în care ne le satisfacem sau modul în care trăim este diferit, mecanismele sunt diferite, dar nevoile sunt aceleași. Da? Iar pentru adolescent, spune Siegel foarte frumos că în perioada asta cumva ce se activează cumva esența adolescenței, așa o numește el, sunt patru arii care sunt foarte importante în perioada asta, care sunt cumva noutatea, da, căutarea lucrurilor noi, nevoia asta de a-și descoperi identitatea, dar de a trăi lucruri pe care nu le-au trăit înainte, nevoia asta foarte importantă de conexiune socială, da? Apropo de, își dorește doar să petreacă timp cu anturajul, cu cei de... Da, pentru că e foarte important. Da, apoi este nevoia asta de a explora creativ, de a descoperi lumea din jurul lor, dincolo de limitele și de identitatea și apartenența la familie, da? De a descoperi cine sunt ei, da? De a căuta, această căutare, această nevoie de a explora și, și faptul că intensitatea emoțională este foarte mare în perioada asta, tocmai datorită modului în care creierul funcționează și, și toate procesele sunt foarte accelerate și atunci tot ceea ce trăiesc ei este exacerbat. Nu degeaba părinții spun, ah, ești dramatic, totul este o dramă, este foarte, nu știu, ne certăm de la un lucru mărunt și iese dita mai scandalul, nu pot să-l controlez pe copil, că nu știu cum să fac niște lucruri. Dar cel mai adesea e pentru că părinții se conectează fie la copiilor ca fiind copii foarte mici, deci cumva ascultători, sau nu doar ascultători, ci niște bureței pentru care adulții, nu noi părinții, adulții, le transmitem niște lucruri, suntem Dumnezeu pentru copil, copilul se uită la noi și face și noi suntem modelul absolut de urmat de... Și fie îi vedem pe copii foarte mici, fie ne așteptăm ca ei să aibă maturitatea pe care o avem noi. Păi cum? Dar i-am explicat, i-am spus, nu face! Știu că la un moment dat ai mai spus un lucru foarte important apropo de intensitatea emoțională a trăirilor în această perioadă, mă rog, 13-14 ani până spre 18-19. Chiar mai devreme acum. Chiar mai devreme acum. Chiar mai devreme. Față de cel puțin adolescența trăită de mine. Știu că la un moment dat ai mai spus un lucru interesant, tot pornind de la o afirmație, nu știu sigur dacă este tot a lui Daniel Siegel,
apropo de intensitatea emoțiilor în această perioadă, faptul că în copilărie această intensitate este mai mică, exact cum spuneai tu, până la această vârstă de 12-13 ani, după perioada adolescenței, în jurul vârstei de 22, 23, 25, mm-hmm. 27 de ani, cumva acei adolescenți rebeli se întorc. Da, tot Siegel spune către asta. Către părinți, da? E ca și cum ar pleca, eu plec de acasă, știi? Fiul risipitor, care, mm-hmm. eu plec de acasă, vreau să trăiesc multe experiențe pe care nu le-am trăit și după ce ajunge la un soi de maturitate emoțională, mm-hmm. el se întoarce către, către părinți. Da, asta are tot o explicație neuroștiințifică cumva. Siegel spune așa că dacă, apropo de perioada asta de adolescență, până de curând cumva, până tehnologia să avanseze atât de mult încât să ne ajută să locuim în spații sigure, sigure în ideea în care am construit noi ca și comunități aceste sate, orașe în care locuim împreună, ceea ce înseamnă că suntem mai protejați, am dezvoltat industria, agricultură, ceea ce înseamnă că nu trebuie să avem, să parcurgem niște drumuri din astea inițiatice ca în povești în care știi, ți iei sulița, sabia, nu știu, te duci la vânătoare, trebuie să dovedești niște lucruri pe care până acum 100-200 de ani, da, perioada adolescenței era momentul în care tu erai obligat să te desprinzi de familia ta, de tribul tău, de contextul în care trăiai și să te duci să dovedești că poți, la rândul tău, să-ți formezi o familie sau că poți să ai grijă sau că poți să faci niște lucruri. Și atunci creierul nostru este, din punct de vedere evolutiv, construit în așa fel încât la adolescență să putem să ne desprindem de ceea ce știm, ca să explorăm ceea ce nu știm și ca să descoperim și să dezvoltăm noi resurse, noi abilități, care în primul rând să ne ajută să supraviețuim. Da? Revenind cumva în zilele noastre, lucrul ăsta nu mai e, da? Copiii nu mai au de ce, nu pleacă la 11 ani, la 12 ani, la 14 ani, nu mai pleacă de acasă. Ce se așteaptă de la ei este să învețe sau să dezvolte niște abilități care sunt mai mult intelectuale sau mai mult legate de apartenența asta la familie. Familia face ceva pentru tine, da? Și tu cumva îi răsplătești prin faptul că înveți, că ești un anumit tip de copil și că te integrezi în grupul familiar. Dar la adolescență, creierul nostru care este programat genetic să caute, să exploreze, să se activează și unde cauți noul? Da? Îl cauți în afara grupului tău, da? Și atunci ai nevoie să te îndepărtezi, nu poți să explorezi dacă nu poți să te miști, dacă nu ai voie să vezi cum se întâmplă lucrurile diferit, cum se întâmplă lucrurile în afara lucrurilor cu care ești obișnuit, da? Și copiii, și când sunt foarte mici, că tot vorbim noi cu atașamentul și cât de important e, da? De acolo pleacă, de fapt, pentru că nu degeaba se spune că, și cred că tot Siegel spune asta, dacă nu mă înșel, că criza de la 2 ani, că the terrible twos, știi, vârsta de 2 ani care este cea teribilă, este numită și prima adolescență, da? Când copilul învață, începe să spună nu, să... De fapt, modul în care noi gestionăm, chiar și la o vârstă foarte mică lucrul ăsta, ne spune ceva despre ce se va întâmpla în viitor și are legătură cu modul în care noi îl susținem pe copil să exploreze în siguranță. În ideea în care copiii au nevoie de asta, da? Nu au nevoie de supraprotecție, nu au nevoie să îi ții tu într-un glob de cristal și să le dai carândunica să mănânce doar ce crezi tu că are nevoie ca să nu îi se întâmple nimic rău. Copilul are nevoie să exploreze, iar la adolescență explorarea asta devine foarte importantă pentru că ține de supraviețuire și ține de identitate. Cine sunt eu ca om? Eu acum mă descoper și tot ceea ce ai făcut tu ca părinte până la vârsta asta nu dispare. Da? Așa pare. Părinții intră în panică pentru că copilul dintr-o dată ajunge să fie, da, se revoltă, respinge lucruri, uneori respinge valori, respinge tradiții, respinge principii. Lucruri pe care noi le făceam împreună,
dintr-o dată poate să ne spună că nu suntem suficient de buni, că n-am fost niciodată. Și părintele, dacă ia lucrul ăsta foarte personal și adesea o luăm pentru că ni se pare că ne pierdem copiii, de fapt, da, e despre asta, ne pierdem copiii, pentru că copiii trec într-o nouă etapă. Adolescența este o pierdere a copilăriei și este o pierdere pentru adolescent și este o pierdere pentru adult. Da? Că nu mai e la fel. Și atunci avem nevoie să învățăm noi ca părinți și ca adulți să înțelegem că asta este o etapă, că ei au nevoie să plece, au nevoie să exploreze și dacă le dăm siguranța, și cum le dăm siguranța? Prin faptul că ei știu că se pot întoarce oricând. Da? Când se termină, că Siegel chiar povestește la un moment dat, că mie îmi place cumva că el și folosește nu doar studii de caz din ceea ce a studiat, ci se prezintă pe el ca părinte în propria relație cu copiii lui adolescenți, care la un moment dat n-au vrut să vorbească sau da, deși el este această figură nu în lumea profesională în care toată lumea se raportează și respectă, acasă până la urmă este un tată cu un copil adolescent. Și copilul adolescent îi spune, nu știi nimic, nu înțelegi nimic, da? Și cumva el povestește cum proprii lui copii, după un timp s-au întors din tot felul de explorări și l-au găsit acolo, dispus să discute sau dispus să îl ajute pe adolescent să integreze perioada asta de maximă intensitate, de căutare de nou, de schimbări majore, da? De asta multe lucruri care se întâmplă în adolescență, da? Copii care fac sau intră în tot felul de situații care sunt mai mult sau mai puțin riscante, care pentru părinte devine această frică că, aoleo, copilul meu, uite ce a făcut, nu știu, și-a făcut un tatuaj, a băut prima bere, o să fie distrus pe viață. De fapt, lucrul ăla este un moment, da? Pe care copilul are nevoie să-l integreze și să... Îl transforme cumva, dar are nevoie să facă lucrul ăsta prin explorare. Degeaba îi spui tu din experiența ta. Experiența ta este valabilă pentru tine și a avut sens pentru tine pentru că ai reușit să o integrezi. Dar copilul are nevoie să exploreze singur lucrurile astea. Copilul, adolescentul, mai degrabă. Da, mă gândesc câteodată că apropo de pierderea copilului, că fiecare părinte își dorește copilul să rămână copil. Da? Copilul ăla, hai să zicem undeva între 5-6 până în 10-11 ani, copilul oare... Știi de ce cred eu că se întâmplă asta? Ascultător, cu minte, docil. Știi de ce cred eu că se întâmplă asta? Pentru că pentru părinți, nu. Înainte de să fie părinți. Cred că pentru adulți este foarte greu să se împace cu propriile lor pierderi. Dacă tu idealizezi copilăria și mulți adulți fac asta, când eram copil n-aveam grijă, când eram copil nu știu ce, când eram copil, vai, când ești copil, copiii sunt dragi, sunt scumpi, extraordinari. Și atunci idealizăm acea parte pe care simțim că am pierdut-o. Este un fel de paradis pierdut, da? Pentru că odată cu adolescența și cu viața de adult vin responsabilitățile, grijile și spune Siegel chiar în Vâltoarea Minții la un moment dat, de fapt insistă și cumva încearcă să le sugereze părinților cât de important este să învețe de la adolescenții lor, să fie cumva, să-și reamintească de lucruri pe care poate le-au pierdut când au devenit adulți, cum ar fi această explorare creativă, dorința de a încerca lucruri noi, de a se simți bine în ciuda faptului că există responsabilități. Și atunci, dacă noi ca părinți, da, suntem adulți care ne simțim blocați în corpuri de adulți, cu suflet de, adică cu minte de adult, dar cu suflet de copil, o să proiectăm asupra copiilor sau acestor oameni care, da, ei sunt, vin prin noi și au nevoie să se dezvolte, să ajungă și ei adulți la un moment dat. Idealizăm doar partea asta, știm să fim părinți pentru ei când sunt copii, dar apoi ne sperie când devin adulți pentru că, de fapt, zicem,
Dar viața e grea, e dificilă, aolo, ce o să fie, săraci de ei, numai bine, i-am ține copii pentru totdeauna, pentru că e ușor să-i controlăm, e ușor să-i ținem în siguranță, pentru că intențiile sunt bune. Să-i ții, să-i protejezi, dacă se poate să ne... Că e ușor să protejezi, știi, o mugâldeață de, nu știu, 50 de centimetri, decât pe un hândrălău de 1,80 m. Da? Și atunci e nevoie din nou să revenim la noi și să ne dăm seama unde am pierdut noi părțile alea. Cum putem să-i ajutăm pe copii și pe adolescenți și pe viitorii adulți să simtă că putem să avem relații frumoase și o viață frumoasă sau cât de cât frumoasă la orice vârstă. Că nu există numai când ești copil totul este minunat. Ceea ce eu oricum consider că nu este adevărat. Copiii poate că nu au grijile pe care le consideră adulții griji, însă copiii au foarte multe griji și au o trăire interioară și au o lume plină de aventuri și de pericole și de situații cărora învață să le facă față sau nu, sau da, să luptă cu foarte multe lucruri la nivelul lor. Da? Și atunci cred că e foarte mult despre asta. Altfel, da, o să vrei să rămână copil toată viața sau să te raportezi la el ca un copil pentru că ți se pare că ca adult pierde ceva, iar pierderea aia nu naște altceva. Și gata, s-a pierdut, s-a dus și atunci mai bine nu pierzi. Din păcate există și o vorbă pentru un părinte, copilul va rămâne copil toată viața. Ori atâta timp cât un părinte se va raporta la copilul său, chiar și când acesta va avea 30-40 de ani, tot ca la un copil, cu aceleași sfaturi, cu aceeași dădăceală, da, uite, cu aceeași vezi, grijă, cum o avea față de el când avea 10 ani, ai mâncat dimineață, ți-ai luat sandwich-ul pentru serviciu. Deci, în momentul în care îl tratezi nu ca pe un adult, ci ca pe un copil de 10, asta, 9 ani, Sorin, e și pentru că vezi tu ce pierdem noi din vedere, nu știu cum se întâmplă asta, este că un copil va rămâne mereu fiul sau fica părinților lui, nu copilul părinților lui. Copilul este copilul părinților lui, adolescentul părinților lui, adultul fiu fică al părinților lui. Da? Însă, dacă noi rămânem blocați, că de fapt asta e, da, ce spuneam mai devreme, dacă eu nu pot să proiectez și nu pot să mă aduc pe mine în prezent să dezvolt o relație cu această ființă care eu i-am dat naștere, este adevărat, dar ea este o ființă deosebită, unică, interesantă, diferită, nu pot să creez evoluție. O relație. Și continuă da, evoluție. Și nu pot să creez o relație că, ok, când e mic copilul, nevoile de bază sunt responsabilitatea ta ca părinte. Da? Copilul ăla, spre deosebire de animale, copilul unui om are nevoie de haine, mâncare, un acoperit deasupra capului, da, care nu sunt responsabilitatea lui, pentru că el nu poate. Nu avem noi, oamenii, avem această, nu cea mai lungă copilărie, cum este, nu chiar până la 18 ani, se consideră că noi copilărim cel mai mult față de animale, care unele nu s-au născut în prima zi, deja merg pe picioare, pot să-și găsească singure mâncare, chiar dacă dispare protecția cumva a animalului, a mamei. Da, animalul mamă, da. În schimb, pentru nevoile astea primare, adultul este responsabil și e cumva în grija lui să îi ofere copilului lucrurile astea. Dar, în timp, copilul are și alte nevoi, da? Sau poți să-ți arăți grija, preocuparea, dorința de a fi în contact cu adolescentul tău, nu prin a-l întreba dacă a mâncat sau nu. Pentru că deja nu îți spui, ok, m-am ocupat atât de mult de faptul că el a mâncat sau nu, oare am reușit să îi... să-l fac să devină conștient că asta este important și că el
poată să aleagă, să mănânce, să nu, cât să mănânce, cât să nu, că își cunoaște corpul, că eu pot să-l ajut să facă asta, și apoi, în momentul în care îl sun sau în momentul în care vorbim, să relaționăm și pe alte subiecte. Pot să-i arăt grijă și dacă îl întreb ce te preocupă, ce pasiuni ai. Eu ca părinte să înțeleg că el are și alte nevoi decât cele de bază, mai ales nevoile emoționale. Și mai ales după ce trece de pragul adolescenței și apoi tânăr adulce, da? Adică are nevoi pe care și le poate împlini singur, chiar dacă în mintea mea de adult asta este forma supremă de grijă. Ai mâncat, ești îmbărcat, unde te duci, ce faci? Asta nu este forma de grijă supremă. Da? Asta este forma de anxietate supremă. Da? Și care nu, pentru părinte este greu de gestionat. Nu e o formă de nimic altceva decât de panică și panică și panică. Când, de fapt, adultul, copilul ăsta care devine adult, care trece prin adolescență și se presupune că tu ai fost prezent acolo și i-ai oferit suport, da, și susținere și siguranță și ce ai fost tu capabil să-i oferi cât ai putut, de la un punct încolo, relaționarea ta cu copil nu mai este pe nevoi de bază și siguranță primară. Nu ai cum să îl controlezi pe copil tot timpul, ce face, cu cine se întâlnește, unde se duce, dacă e sau nu în siguranță. E nevoie să îți dai voie să crezi că acest copil pe care tu l-ai crescut, acest adolescent, da, poate să aleagă ce să facă. Într-adevăr, în perioada adolescenței este nevoie să dezvolți tu la tine ca adult un mod de a-l ajuta pe adolescent să exploreze fără să se rănească, fără să se expună riscului inutil. Dar pentru asta este nevoie să negociem tot timpul. Nu știm, nu există o rețetă să-i spui lasă-l pe copilul tău să exploreze X lucru, dar nu lăsa să exploreze Y lucru, pentru că nu știi. E nevoie de a negocia, de a vedea până unde poți să-l lași. Și prin încrederea pe care, eu cred că încrederea este ingredientul esențial sau unul dintre ingredientele esențiale, și prin încrederea pe care tu ca părinte i-o acorzi copilului, îl faci și pe el să aibă încredere în sine și până la urmă să învețe să-și poarte singur de grijă, da, cu sfaturile pe care le primește din partea părintelui. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte minunată, Vâltoarea Minții, de Daniel Siegel, Puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență. O carte publicată în colecția Parentaj. Nu uitați, așa cum v-am spus și la începutul intervenției noastre, de campania până pe 19 mai, campania Școala Părinților Implicați, unde venim în întâmpinarea dorinței și nevoilor noastre cu sfaturi practice, cu soluții, cu răspunsuri la întrebări în ceea ce privește parentajul, cu invitați, cu specialiști, cu recomandare de carte. Nu uitați de această campanie Școala Părinților Implicați. Intrați pe site-ul Editurii Herald, www.editura-herald.ro, și găsiți cărțile dorite din colecția Parentaj până pe data de 19 mai. Alături de noi a fost și mulțumim din suflet Sabina Sturgariu, psihoterapeut. Mulțumesc pentru invitație. Și pozitivist. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a Pastilei de Lectură în cadrul aceleiași campanii Școala Părinților Implicați. Vă mulțumesc și să aveți o zi minunată în continuare. La revedere!